Elevii care folosesc transportul local în comun vor putea beneficia de o reducere de 50% la abonamente. Prețul unui tichet se va reduce de la 60 de lei la doar 30, dar abonamentele sunt valabile doar pe rutele din municipiu, deservite de autobuzele SC-Tracum ESA Giurgiu. Facilitatea vizează aproximativ 1000 de elevi giurgiuveni. Este o măsură legală conform Legii Educației Naționale și care oferă un sprijin tuturor elevilor și școlarilor. Abonamentele în momentul de față sunt într-un cuantum de 60 de lei pe lună, deci practic ei beneficiază de o reducere la 30 de lei pe lună pentru abonamente. În acest fel îi așteptăm pe toți elevii să beneficieze de acest serviciu, începând cu data de 1 martie, data de la care putem distribui aceste abonamente atât la sediul societății de pe strada Gloriei numărul 5, cât și la șoferii și controlorii care sunt pe mijloacele de transport în comun. Deja în Consiliul Local s-au purtat discuții cu privire la acoperirea acestor costuri de către societatea de transport și de către instituția care o patronează Consiliul Local. Se estimează că cei 30.000 de lei necesari lunar acoperirii diferențelor ce vor trebui decontate către operatorul de transport în comun ar urma să fie asigurați din amenzile de circulație date de Poliția Locală.